veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Al lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Hristos Iisus în vecii vecilor. Amin. Vorbind despre temele acestea, sănătate și boală, sănătate și vindecare, ține să precizăm că, nefiind niște teme deloc ușoare, nici nu avem pretenția că le-am dezbate în mod exhaustiv, adică să abordăm tot ceea ce ține de ele. Însă, în lumina în care Dumnezeu ni s-a descoperit și în ceea ce pricepem, vorbim despre ele din Sfânta Carte și ceea ce Dumnezeu ne va mai lumina pe parcurs, vom asimila ca niște copii care suntem în permanență la școală, până când Domnul ne va crește la statura plinătății lui Hristos, stare la care vrea apoi Dumnezeu să populeze cu noi împărăția sa binecuvântată. Haideți să ne reamintim în câteva cuvinte ceea ce acum o săptămână discutam despre sănătate și boală. Aminteam noi că pe parcursul Bibliei, problema sănătății este ca o constantă, anume în Vechiul Testament, frecvent oamenii se întrebau de sănătate, iar în Noul Testament nu lipsesc de nicăieri acele saluturi de sănătate. Sănătate în duh, în suflet și în trup. De asemenea, putem aminti că de-a lungul istoriei, sănătatea a suferit într-un mod crescând de anumite carențe de boală, astfel a scăzut longevitatea și oamenii de la vârste cu sutele au ajuns să trăiască doar cu zecile. Și în pofida dezvoltării medicinii și altor ramuri și ale altor condiții de mediu propice ușurării vieții, bolile s-au înmulțit și starea de sănătate a oamenilor s-a înrăutățit. Și astăzi globul este plin de oameni bolnavi. Însă aceste boli sufletești și trupești se manifestă pe un fundal a nesănătății în credință. Deci nu există o sănătate în spirit, în minte a oamenilor. Pavel spunea în Tit, capitolul 2, versetul 2, spune că cei bătâni trebuie să fie treci, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință. Dacă la bătrânețe un om este sănătos în credință, la urma urmei mai puțină importanță are dacă trupul este fizic slăbit. Însă atunci când oamenii sunt străcați la minte, nici nu ne putem aștepta la o sănătate fizică excelentă și nu ne putem aștepta ca mintea lor să le dea voie să desfășoare liber, să fie niște oameni liberi care nu sunt bolnavi la nivelul mental. Mai aminteam noi că este nevoie să avem grijă de cei bolnavi. Biblia ne îndeamnă să-i vizităm, ne îndeamnă să-i ajutăm, banca este și poruncă să fie vindecați, spunea Domnul ucenicilor săi. E adevărat, contează și atitudinea bolnavului. Toți câți se atindeau de Domnul se vindecau. Toți care credeau erau efecte binecuvântate asupra lor. Dar dacă cineva nu vroia să creadă, dacă cineva nu venea și nu cerea lucrul acesta, Domnul, după cum nici n-a mântuit forțat, nici de vindecat, n-a vindecat cu sila pe nimeni. Aminteam de asemenea ca și cauzea bolilor, nerespectarea sau încălcarea legilor spirituale, de aici se trag majoritatea bolilor, că de aici se trage păcatul de la încălcarea legii lui Dumnezeu, de la neascultarea poruncii. Și spunea Dumnezeul lui Israel prin Moise în cartea Exodului, capitolul 15, versetul 26, un verset reprezentativ: dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă, vedeți, condiție după condiție, vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindec. Adică nu te lovește, iar dacă te îndrepți pe parcurs, îți făgăduiește că îți poate oferi șansa vindecării. Chiar o altă cauză a bolilor sunt și nerespectarea unor legi fizice, naturale, în care noi ne desfășurăm activitatea. E adevărat, aminteam un capitol de care nu trebuie să uităm, sunt și anumite stări și cauze necunoscute. În general, Dumnezeu are niște scopuri spirituale în aceste situații. Astfel întâlnim acel țepuș al lui Pavel, întâlnim acea situație specială a lui Iov, despre Daniel citim că în urma unei revelații a stat bolnav câteva zile și alte stări asemănătoare, însă acestea sunt anumite excepții. Și în final spuneam că un om bolnav este cu capacitatea diminuată, boala atrage după sine agravarea stării și în final moartea, însă toate acestea Dumnezeu le folosește ca o disciplinare spre pocăință și mântuirea noastră. Și rugăm Domnul să o facă. Amin. Vom discuta despre sănătate și vindecare, mai exact despre vindecare. În primul rând, punctăm principiile sau legile vindecării și apoi cele trei tipuri de vindecare. Vis-a-vis de legile vindecării,
Mai întâi, omul constată că este bolnav. În Biblie, când omul avea dubii, trebuia să se ducă la preot, amintiți-vă acele reglementări din Cartea Levitic, și preotul închidea sau îi spunea pe loc, ești bolnav și trebuie să fii izolat sau supus la o altă intervenție. După ce omul a constatat că este bolnav, sau îi se spune rezultatul analizelor și constatărilor de specialitate, întrebarea inevitabilă care apare, logică, apare dorința și întrebarea, mă vindec sau nu mă vindec? Uitați-vă în Scriptură, în a doua carte a împăraților, în capitolul 1, scrie aici, în versetul 2, că unul din împărații lui Israel, Ahazia, a căzut printre zăbrelele odăi de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis sol și le-a zis, duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, Dumnezeu Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Versetul 3, dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, tișbitul, scoală-te, suie-te înaintea solor împăratului Samarie și spune-le, oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duce să întrebați pe Baal-Zebub, Dumnezeu Ecronului? Deci, din partea omului, normal să întrebe când e bolnav, mă vindec sau nu mă vindec? Dar întrebarea aceasta nu este indiferentă lui Dumnezeu. El s-a supărat și a spus, de ce întrebați în altă țară? Nu-i Dumnezeu în țara voastră? Și parcă în opoziție cu aceasta, tot aici în doi împărați, în capitolul 8, era bolnav un împărat nepocăit, am spune noi, din Siria. E vorba de Ben-Hadad, versetul 7. L-au înștiințat, omul lui Dumnezeu a venit aici, e vorba de Elisei. Împăratul a zis lui Hazael, ia cu tine un dar și du-te înainte omului Dumnezeu, întreabă prin el pe Domnul și zi, mă voi tămădui de boala aceasta? Dacă un împărat de afară a întrebat pe Domnul, este un lucru ne la loc, ca unul dinăuntru să întrebe pe cineva din afară dacă se va tămădui sau nu. Și ca să înțelegem bine regula aceasta, deschideți, vă rog, și în a doua Cronici, capitolul 16. Când cineva este bolnav, din partea lui când apare întrebarea mă vindec sau nu, aici are de-a face cu cauza bolii. În 16 cu 12 scrie așa. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Și asta este trecut ca o acuzare. Este ceva normal, recomandat, când cineva este bolnav, să întrebe, mă vindec sau nu? Dar nu mai atât să întrebe. Asta e legată de întrebarea, de ce sunt bolnav? Pentru că aici trebuie acceptată voia lui Dumnezeu. Sunt cazuri, Pavel a rugat de trei ori pe Domnul să se vindece și Domnul i-a spus, Pavel, atât. Și nu ni se spune că el ar mai intervenit altă dată. Amintiți-vă și Domnul a spus de trei ori aceleași cuvinte și a cedat în fața voiei lui Dumnezeu. Următoarea întrebare este cum sau ce să fac să fiu vindecat? Că oamenii sunt în stare uneori să facă orice. Să se opereze, să dea bani, să se ducă distanțe lungi, să facă fel și fel de tratamente. Ce să fac să fiu vindecat? Aici, repet, este foarte important să înțelegem cauza pentru care cineva este bolnav. Că dacă nu eliminăm cauza și lucrăm numai la simptome, n-am rezolvat nimic. Dacă n-am extirpat răul dinăuntru, boala, dacă nu este anihilată. În afară, efectele e ca și cum am dat calmante la cineva, dar nu i-am rezolvat problema lui interior. Dacă știm că putem fi vindecați, atunci este normal să căutăm mijloacele. Și despre mijloace vom vorbi în continuare. Iar dacă Domnul ne spune că nu putem fi vindecați, este totuși un calmant și în Scripturi trecut în Psalmul 41, versetul 3, unde scrie că cel ce a fost milostiv, Domnul sprijinește când este pe patul de suferință, adică îi acordă un sprijin, o consiliere permanentă, ca și cum ar sta cineva lângă tine să te ajute, să nu-ți pierzi nădejde. Oamenii bolnavi au nevoie de așa ceva. Și nu numai atât, dar își administrează calmante și îi ușurez durerile în toate boalele lui. Deci chiar dacă cineva rămâne bolnav, poate să suporte lucrul acesta. Și se manifestă boala la o intensitate acceptabilă. Asta spune Sfânta Carte aici. Iar dacă este nevoie de alte lucruri să fie făcute, spune Iacov, poate e nevoie cineva să-și mărturisească păcatele ca să se vindece. Deci eu când spun după Biblie ce să fac ca să mă vindec, nu mă refer strict la tratament, ci ce să fac pe lângă tratament. Că dacă cineva nu-și mărturisește păcatele, tratamentul nu ajută decât că golește buzunarul. Sau poate este nevoie, spunea Domnul într-o împrejurare, când ucenicii n-au putut să vindece un copil în Matei capitolul 17, astfel de situații nu dispar decât cu post și rugăciune. În alte situații este nevoie de un alt act de credință. Domnul trimitea pe unii, spunea, du-te arată la preoț, altul du-te scaldă-te. Și el trebuia să facă lucrul acesta, amintiți-vă de Naaman. Pentru el a se vindeca, nu însemna doar să se scufunde, însemna să accepte lucrul acela, că de scufundat în Siria spunea el că s-ar fi scufundat și s-ar fi părut mai indicat. Și în ultimul rând,
legat de capitolul Legile Vindecării, ce să fac să nu mă mai îmbolnăvesc? Spune în Ioan capitolul 5, Domnul Iisus către un om vindecat, versetul 14, întâlnindu-l în templu. Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și poate ați auzit de unii care au fost vindecați, boala a dispărut pentru o vreme, dar a revenit ulterior, ba încă la o intensitate mai mare sau cu o gravitate sau o amplitudine mai puternică. Și amintiți-vă și de acel text care scrie în 1 Corinteni la cina Domnului, să ne cercetăm ca nu cumva să ajungem bolnavi sau în alte situații asemănătoare. Deci ca cineva să nu se mai îmbolnăvească după ce a fost vindecat. Acum vreau să parcurgem împreună cele trei forme de vindecare. Vindecare supranaturală, o vindecare așa mixtă ar veni, tot cu un efect supranatural, dar prin niște metode care sunt la îndemâna noastră, și apoi vindecarea naturală. Să ne oprim mai întâi în dreptul vindecării supranaturale. În mod special, vorbind în Noul Testament, știți, spune Biblia despre Domnul Iisus în Isaia 53:5 că prin rănile Lui suntem tămăduiți. E adevărat, în primul rând este vorba de rănile sufletești, că n-a venit să ne tămăduiască numai rănile trupești. Dar cele trupești, potrivit cu acel verset din Matei 8:17, că El a ridicat păcatele și bolile. Și atunci putem conclude că este vorba de o vindecare spirituală și trupească, care aici se săvârșește ca semne, iar în ziua revenirii Lui va avea loc într-un mod absolut, când oamenii în trupuri noi vor intra de plin sănătoși în împărăția Lui Dumnezeu. Cât privește vindecarea supranaturală, cred că este sub două posibilități. Prin darul tămăduirilor și prin credință. Nu că la darul tămăduirilor nu trebuie credință, dar prin darul tămăduirilor, adică prin niște oameni chemați de Dumnezeu la o lucrare anume, iar prin credință ceva accesibil nouă mult mai multora. Hai să vorbim despre darul tămăduirilor, spune în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, altuia, darul tămăduirilor. Și apoi în versetul 28 spune că Dumnezeu arătând din biserică, acolo spune după darul minunilor și darul tămăduirilor. Întâlnim în Biblie oameni care au avut acest dar. Amintiți-vă de un Moise în Vechiul Testament, de prorocii Ilie, Elisei. A culminat aceasta prin vindecările făcute de Domnul Iisus și apoi cele prin apostoli. Dacă ne uităm de la Genesa și până în zilele noastre, a existat ca un vârf de piramidă, vindecările au culminat deodată cu minunile, că și în timpul Domnului Iisus n-au fost numai vindecări, au fost și minuni, potolirea furtunii, transformarea apei în vin, au culminat odată cu exodul, scăzând în intensitate în vremea împăraților. Și spunea Domnul Luca 4 că în vremea lui Ilie și Elisei au fost multe văduve, dar nu s-au petrecut multe minuni decât la una. Au fost mulți bolnavi ca Naaman, dar nu mulți bolnavi vindecați decât unul acolo. Ele au culminat din nou în debutul Noului Testament și au scăzut în intensitate mai apoi. E adevărat, această scădere în intensitate din vremea împăraților și din vremea noastră este pe fundalul slăbirii credinței și a stării de spiritualitate a poporului. Amintim din timpul Domnului Iisus, Matei 9, de exemplu, cum se manifestau aceste vindecări prin darul tămăduirilor. 9:35, e vorba de vindecări efectiv în masă aproape, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputințe care era norod, nu doar anumite stări. Și în Faptele Apostolilor, citim în capitolul 5 și despre apostoli, dar și despre ei, nu despre toți. Despre unii din ei sunt scrise în mod special aceste lucruri, 5:16, mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Și spune aici versetul mai sus, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi pentru că atunci când va trece Petru. Deci se pare că Domnul folosea într-un mod mai mare pe Petru la aceste vindecări, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Aceste vindecări prin darul tămăduirilor, cred că după Biblie au două forme de manifestare, ori prin atingere, ori prin cuvânt. Domnul s-atingea de unii, apostolii s-atingeau de bolnavi sau bolnavii s-atingeau de ei, sau cel puțin s-atingeau de hainele lor. Sau apostolii se rugau pentru basmalele care au atinse de corpul lor. Și cealaltă situație, prin cuvânt. Domnul nu de tot s-a atins. A spus doar, fii curățit, capătă-ți vederea, n-a fost nicio atingere. A fost doar cuvânt. Deci cele două forme sunt atingere sau cuvânt. Citim câte un exemplu pentru fiecare dintre ele. Hai să citim de aici din Fapte 5, versetul 12.
prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod, deci prin mâinile lor. Și am citit până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliții, îi puneau pe paturi, ca măcar atunci când va trece umbra lui Petru. Deci o anumită tangență să fie. Amintiți-vă în cazul Elisei, nu numai că s-a vindecat unul, a și înviat printr-un transfer prin oasele lui. Și tot din Faptele Apostolilor 19:12, în cazul lui Pavel, citim și 11, și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse, deci atingerea de trupul lui, și îi lăseau boalele și totodată ieșeau afară din ei duhurile rele. La Domnul de asemenea, lucrurile se petreceau sub forma aceasta. Din multele cazuri din Evanghelie, vă citesc doar din Matei 8:3, unde scrie, Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau fi curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui. Și tot aici, versetul 13, nu s-a dus Domnul să se atingă. Și a zis doar, du-te și facă-ți după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Soldatul cunoștea că Domnul nu doar prin atingere poate să producă o vindecare. Să zică un cuvânt. Deci vindecări produse prin efectul cuvântului. Amintiți-vă și Petru și Ioan la Poarta Frumoasă au spus în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și cuvântul a avut putere. Căci Dumnezeu este atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu să ridice și în vremea noastră oameni cu darul tămăduirilor. Apoi, celălalt care, repet, este mai accesibil pentru toți, citim în Marcu 16, este ca o lucrare lăsată de Domnul în biserică prin prezența Duhului Sfânt. 16:18, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor sănătoșa. Cine? Neapărat special cu darul tămăduirilor, versetul 17. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și amintiți-vă, de asemenea, în Evrei este scris, referitor la credință, minuni săvârșite prin credință, Evrei 11, de la versetul 33, prin credință. Și sunt enumerate mai multe lucruri și în versetul 34 spune, s-au vindecat de boli, prin credință. Doamne, dă-ne și nouă credință. Avem noi o cântare care am dorit să se adeverească și să se împlinească. La aceste vindecări prin credință, cred că ele se fac prin rugăciune și tot aici intră și ungerea cu un de lemn. Cât privește rugăciunea, haideți citim în Iacov capitolul 5, că le întâlnim acolo împreună și în vremea apostolilor, știți, s-au rugat ei după ce au fost dați afară din sobor, s-au rugat, Doamne, dăruiește, s-au rugat și în privința vindecărilor. Deci Iacov capitolul 5, versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și spune mai sus, rugăciunea făcută cu credință. Sunt bolnavi între noi, ne împărtășim cauzele în fața celor care se pot ruga pentru noi și Dumnezeu poate să dea vindecare prin credință, la rugăciunea poporului sau a mai multor persoane. Dacă se uniți doi și cer un lucru, și eu nu exclud situația că dacă cineva singur se roagă, Domnul să nu-l asculte. Iar celălalt caz trecut aici este, de la versetul 14, este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii biserici și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință. Deci la ungeri dă posibilitatea, dacă rugăciunea se face cu credință, dacă el și-a mărturisit păcatele și, bineînțeles, dacă asta e voia lui Dumnezeu, că asta se face ceva ce e la cererea omului, ungerea, atunci Domnul poate să facă lucrarea aceasta. Amintiți-vă, în Marcu 6 scrie, versetul 13, că ucenicii scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Aici chiar este o datorie pentru cei care sunt în slujbă, scrie în Ezechiel 34:4, că e datoria păstorilor să vindece oile. Domnul să îi învrednicească la așa ceva. Încă ceva mai adaug aici. Mai există o formă de vindecări supranaturale care nu vi le recomandăm. Vindecări supranaturale oculte, săvârșite de diavolul. Tot supranaturale sunt. Biblia spune în 2 Tesaloniceni 2:9 că mai cu seamă în vremea din urmă diavolul va avea puteri lărgite și va recurge la fel și fel de minuni pentru a crea impresie și a trage lumea de partea răului. 2 Tesaloniceni 2:9. Arătarea lui, a omului nelejuirii, arătarea lui în templu, deci pe fund al bisericesc, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni și semne, dacă scrie tot felul. Este evident că se includ aici și stările acestea când anumite duhuri de boală se retrag de la unii și se duc la alții sau se retrag și revin iară pentru a crea anumite sugestii și impresii oamenilor. De acestea, Biblia ne sfătuiește să ne ferim și să ne păzim.
Și chiar dacă cineva le practică și s-ar obține rezultate, spune în Matei capitolul 7 cuvintele Domnului Iisus, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Versul 22, plecați de la mine, lucrători ai fără de lege. Deci se realizează prin mediumuri spiritiste, satanice, oculte, magie neagră sau albă, am discutat noi pe lar la vrăjitorii când am vorbit despre asta, înspre așa ceva nu vă recomandăm să vă îndreptați. Adică să n-acceptați vindecare cu orice preț. Că diavolul, știți cu ce preț vinde vindecarele lui, să te închini. În Apocalipsa acesta e prețul. Se închină lumea, face semne și minuni. Trecem la cea de-a doua formă de vindecare. Le-am numit vindecările prin ascultarea cuvântului. Și aici avem un acces mai liber. Deschideți la Proverbe capitolul 3. Spune aici, de la versetul 1, fiule, fică și omule și bătrân sau cine fi, nu uita învățăturile mele. Versetul 2, ele îți vor lungi zile și ani vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și crincioșia la gățile, la gâscrile, pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta ce mai întâi? Trecere și minte sănătoasă. Mai întâi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale, îți va netezi cărările, nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate de la rău. Și acum rețineți, aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cum? Prin ascultarea de cuvânt. 4:20. Fiule, ia minte la cuvintele mele, ale înțelepciunii. Pleacă-ți urechele la vorbele mele să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. Păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Putem să rămânem sănătoși, evident o sănătate relativă ca pe pământ, dacă ascultăm de Dumnezeu și de cuvânt. Ce am citit în Exod, e valabil și în Noul Testament, Dumnezeu vrea toate să sporească. Dar va spori sănătatea, sau cu alte cuvinte, se va păstra sănătatea noastră proporțional, direct, cu spiritualitatea noastră. Ascultarea de cuvânt va face să fie păstrată sănătatea. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 10. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Zile bune numai când ești bolnav, nu-s. Să-și înfrâneze limba de la rău, buzile de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Și atunci ai parte de zile bune. Și se constată, și noi constatăm din mărturisiri, din confidențe, și constată și medicii și psihologii, că oamenii care respectă Scriptura, care știu să fie mulțumitori, care trăiesc în pace, care nu se ceartă, acești oameni sunt mult mai puțin predispuși îmbolnăvirilor. Că de la aceste stări de păcate se denaturează, se afectează sănătatea. Oamenii se îmbolnăvesc cu capul, se îmbolnăvesc cu inima, cu gâtul, diferite glande, se îmbolnăvesc cu stomacul, fac diabet, fac ulcer și multe, multe care vin de aici. De la aceste stări de neascultare a cuvântului, păstrându-ne inima într-o sfințenie înaintea Domnului, suntem, repet, mult mai puțin predispuși pentru îmbolnăvire. Efeseni capitolul 4, de la versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru și să piară și în favoarea sănătății. Acesta e un plan secund, asta am spus la început. Să piară ca să ne mântuim sufletul, dar să piară și să-ți facă bine la trup, am citit în cartea Proverbelor. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Două femei avuseseră o dispută între ele când fuseseră tinere. Cu prima dintre ele vorbise un băiat, o abandonase și luase pe a doua. Și a rămas necăsătorită până la vreo 40 ceva de ani și îi purta pică, îi purta ură la cealaltă și s-a îmbolnăvit de ulcer. Și până la vreo 40 de ani s-a mărturisit. Și sunt bolnavă, nu mai sunt bună de nimic. Și spune cel care s-a mărturisit, a iertat-o? Nici în zi de azi. Și poftim. E și cu necazul și cu pagoba, adică cu boala. De ce nu ierți? Iartă-o și fii liber. Pentru că oamenii nu ascultă sfatul Scripturii. Spunea Domnul, iubește-ți vrăjmașul. Asta are valoare nu numai ca să-l câștigi pe el și să nu spătești tu sufletul. Iubindu-ți vrăjmașul, inima ta va fi liberă. Cineva spunea, pe toți oamenii care îi urăști și nu i-ai iertat, îi porți în spate. Sau îi porți în minte și îi porți în inimă. Domnul să ne păzească de toate acestea. Și să nu cultivăm noi boli. Unii singuri cultivă boala în trupul lor. Cine le devină? Că bolile cresc din sămânța aceasta de ură, de dușmănie, de răutate și am putea să scăpăm de ele. Și nu știu dacă
ne vindecă Domnul de astea, până nu ne pocăim de chestiile astea. Că degeaba ne tămăduiește prin darul tămăduirilor dacă din nou urâm și ne cuprind aceste vicii. Ne îmbolnăvim din nou, pentru că carnea aceasta este slabă. Și doar un singur verset vă citesc pe linia aceasta, că spun mulți poate dintre dumneavoastră, dar nu putem. Romani 8:13. Dacă trăim după îndemnurile ei, ale firii, care te îndeamnă, știți dumneavoastră ce ne îndeamnă pe fiecare, veți muri și întâi ne îmbolnăvim și după aia murim. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. În spirit întâi, dar să știți că și în trup, când faptele firii mor, trupul acesta se simte mult mai bine, mult mai degajat, mult mai liber, este liniștit. Socotiți-vă dumneavoastră într-o seară când sunteți supărat și în altă seară când sunteți așa liniștit. Când puteți să adormiți în pace și nu trebuie să luați un distonocalm și nu trebuie să luați alte pastile? Când n-aveți cu nimeni nimic și sunteți liniștiți? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și în al treilea rând, vindecările naturale. Acum și astea naturale, tot e la Dumnezeu, că El a creat natura. Că dacă n-ar fi plante să faci ceai, tot Dumnezeu le-a creat și pe astea. Numai că prima e direct supranaturală, a doua e indirect supranaturală și asta e terțiar, am spune noi, supranaturală. Și aici amintim trei lucruri pentru vindecarea naturală. În primul rând, funcționarea corectă a organismului. Și la organism trebuie să-i dai două lucruri, activități normale și alimentație normală. Altfel n-ai cum să-l tratezi. Cu asta ne raportăm noi la trup. Ce activități și ce alimentație. Cât privesc activitățile, hai să deschidem la Efeseni 5, versul 15. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuși și înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Felul în care omul își drămuiește vremea, cum își organizează timpul, îi va afecta sau nu sănătatea. Dacă face exces de muncă și nu doarme, cineva spunea, cine vrea să-și lungească zilele, să-și lungească întâi nopțile. Că Dumnezeu când ne-a creat, nu ne-a creat cu bec. A făcut noaptea aproximativ de lungă cât uneori ar avea nevoie unii de ea. Și de asemenea, dacă cineva nu muncește deloc, se scapă în panta cealaltă. Și nici așa nu este bine. Și pentru asta citim doar în 1 Timotei 5, spune aici, versetul 10, despre o femeie ajunsă la bătrânețe, să fi dat ajutor la orice faptă bună, adică să fi muncit chiar. Apoi versetul 13. Unele se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și la astea le spune să se mărite, să aibă copii, să fie gospodine și să-și vadă de treburile lor, adică să aibă activitate. Și în versetul 17, pentru unii care nu muncesc fizic, prezbiterii care câțbuiesc bine să fie învrenciți cu îndoită cinste, mai ales și lor ce se ostenesc cu propăvduirea. S-ar putea cineva să nu muncească fizic. Eu momentan nu muncesc fizic la un serviciu anume. Dar unii se pot osteni cu propăvăduirea. Dacă este prins în lucru, Domnul se duce încoace, se duce încolo, postește, face un alt. Este și asta o uzură fizică. Atât în plan evanghelistic, spiritual, cât și în plan fizic, material, uzura așa trebuie să fie într-anumite limite. Cum acționăm în ce privește activități? Iar apoi alimentația. Aici este mare problemă să te asculte oamenii. Asta e mare minune să te asculte oamenii în privința alimentației. Știți că Dumnezeu din capăt a avut de-a face cu omul la capitolul alimentar. Eu vă amintesc doar ce spunea Domnul în Luca 21:34. Luați seama la voi înșivă. Fiecare pentru el. Printre altele, să nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Că în vremurile din urmă, știți, spunea Domnul, că va fi ca în zilele lui Lot și ale lui Noe. Oamenii mâncau și beau. Și atâtea meniuri care n-au la baza lor o regulă a sănătății, ci au la baza lor o regulă a banului, o regulă economică, a comerțului, a pieții, și consumă oamenii atâtea și atâtea alimente, care de care mai dăunătoare. Și Domnul spunea, vedeți, să nu vă prindeți cu îmbuibare de mâncare și băutură. Urmăriți dumneavoastră din Scriptură, și asta am discutat când am vorbit despre îmbuibări, fiți, știți cum, în privința alimentației, cât mai naturali și să vă ia cât mai puțin timp, că timpul trebuie chivernisit bine. Și acum vă spun ceva din Biblie. Când a creat Dumnezeu omul, Geneza 1:29, Dumnezeu i-a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Cât de mult s-a deplasat omenirea de la alimentația inițială? Știți cum facem cu noi? Ca și cu mașinile. Ei au fost create să meargă cu benzină și noi de lipsă i-am dat și toluen și gazolină și de toate. Așa fac oamenii și cu trup. A fost creat să consume anumite alimente și noi ne-am dus până în partea cealaltă. E adevărat, Biblia ține cont de condiții. Când după potop n-au mai fost condiții, le-a dat voie să mănânce și carne. Când la evrei,
ținând cont de zona lor caldă, le-a interzis anumite lucruri, ținând cont de condiții. Dar statutul ideal a omului este cel natural. Și acum spune versetul următor: iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și bieții oameni s-au deplasat precum carnivorele. Și credeți că nu le aduce odată înapoi la regulă? Hai să citim în cartea Isaia, capitolul 65. Și după aia vă las să trageți dumneavoastră o concluzie simplă. Care-i modelul ideal în alimentație? 65:25. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul. Nu știu cum le aduce la ideea asta înapoi. Dar tot în Isaia spune despre alimentația omului, citim în Isaia 7:22, și vor da așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. Deci, repet, Dumnezeu ține cont de condiții și nu este corect să silești pe nimeni când n-are condiții, dar fiecare în măsura în care poate, dacă animalele s-au deplasat și Dumnezeu vrea să le aducă la original, să știți că și omul care s-a deplasat, ideea cea mai bună tot aici ar fi, dar fiecare în măsura condițiilor și a înțelegerilor spirituale mai întâi și apoi fizice. Următorul punct în privința vindecărilor naturale, tratamente naturiste, terapie naturală. Amintiți-vă când a fost bolnav Ezechia, Domnul l-a vindecat, dar a fost nevoie și de o turtă care să-i opună pe rană. 2 Împărați 20:7. Și în al treilea rând, că de fapt acesta e ultimul ajutor medical, așa după cum îl știm noi în mod clasic, prin medicină obișnuită. Și în Biblie vorbește de leac alinător și de doctor din Galad și scrie și în Noul Testament de doctor. Numai uitați-vă dumneavoastră ceva. După Biblie, doctorul și bisturiu sunt pe ultimul rând. Și la noi pe primul rând și Dumnezeu când a îngătat cu toți doctorii. Este inversată chestiunea asta. Domnul să ne aducă la o idee adevărată, ca să fim sănătoși. Încheiem spunând că sunt și boli care nu se vindecă. Nici cu daruri supranaturale, nici cu ascultare, că n-a fost poate ascultare cândva, nici terapie naturală, nici clasică, nici cuțit, nu se vindecă. Și am amintit doar 3 cazuri, 3 motive a nevindecărilor. Când nu este credință și nu-i ascultare, când de astea două se cuplează, nu-i credință și nu-i ascultare, pacientul nu se vindecă. Nici doctorul nu-l vindecă, nici dacă e ceva simplu, dacă nu crede că aspirina e bună și dacă nu o ia. Nu-i trece de știu eu ce răceală simplă are el. La fel este și în plan spiritual. Domnul Iisus n-a putut să vindece în Marcu 6, cu 5 și 6 oameni în Nazaret din pricina credinței lor. N-a putut să-i vindece, pentru că nu credeau. Apoi spunea Domnul, dacă n-asculți, am citit din Exod 15:26, te lovesc cu bolile Egiptului, neascultarea și necredința. Celălalt motiv s-ar putea să fie o pedeapsă irevocabilă. Când Domnul a pronunțat o sentință și nu mai vindecă pe cineva. Amintiți-vă de copilul lui David. I-a spus Domnul prin Natan, moare. Și a postit David până a murit. S-a mai vindecat? Nu s-a mai vindecat. Amintiți-vă de un blestem care l-a rostit David pentru Ioab. 2 Samuel 3:29. Întotdeauna să fie în casa lui Ioab cineva bolnav. Nu cred că acel bolnav din casa lui Ioab se vindeca numai așa dacă îi lua altul locul. A fost o sentință irevocabilă. Și nu se vindecă dacă moartea este voia Domnului. Amintiți-vă de copilul lui Ieroboam. Era bun. A spus că e singurul din casa lui Ieroboam în care să găsi ceva bun. 1 Împărați 14. A spus nu se vindecă, se duce. Pentru că Dumnezeu după Isaia 5:7 vrea să ia pe unii să-i odihnească în pace. Și poate fi sfânt, dar nu se mai vindecă. Căci voia Domnului este ca acel suflet să se ducă în pace și să se odihnească de toate ostenelele lui. Atenție la cazurile de nevindecare. Că sunt unii vindecători doritori care vor să-i vindece pe toți. Nu toți se vindecă. Și în privința asta să nu pățim ca și Gehazi. S-a dus și a pus toiagul pe copil și s-a întors la Iesie și a spus nu se mișcă copilul. Să nu pățim ca fiul lui Sceva. Și am văzut un caz cu ochii mei când unul a prins pe un olog de mână și a spus scoală-te în numele lui Iisus. Și a început ologul să plângă, spune da, nu tragi de mine așa, eu nu m-aș scula. Vindecători care nu reușesc pentru că nu au înțeles cauzele bolii, n-au înțeles voia lui Dumnezeu pentru acea lucrare. Când cineva este bolnav, apare dorința, mă vindec sau nu mă vindec? Întreabă pe Domnul, de ce ești bolnav și El știe dacă te vindeci sau nu? Vezi apoi ce ai de făcut ca să te vindeci, trebuie să te mărturisești, trebuie să ți se pună vreun tratament naturist ca la Ezechia, trebuie doar să asculți de Domnul și te vindești treptat de la sine când te lecuiești de răutatea ta și apoi vezi să nu mai păcătuiești, să nu te îmbolnăvești mai rău. Că Domnul are diverse forme de vindecare, că El e Domnul care vindecă.
poate se vindece în mod supranatural prin darul tămăduirilor, când spune un cuvânt sau când se atinge de cineva. Poate se vindece prin credință la rugăciunea bisericii, a unor frați sau surori din biserică sau la rugăciunea și ungerea cu un de lemn. Apoi Domnul poate să vindece prin ascultare și să păstreze sănătatea și să vindece. Când faptele firii sunt stopate, stopate și boala din fire. Și apoi sunt și alte tratamente pe cale naturală. Cum ne întreținem trupul, cum îl alimentăm și celelalte, medicina naturistă și medicina clasică. Asta cu excepția cazurilor care nu se vindecă, pentru că așa e voia Domnului și acolo trebuie să fim atenți ca să nu creăm o impresie falsă. Mai degrabă să-L încredințăm pe acel om de mântuirea sufletului și Domnul să fie slăvit prin toate. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.